Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă prezint această rochie făcută tot într-un live pe YouTube acum câteva luni, pe care n-am crezut că o să pot purta, dar i-am atașat două cupe și așa că vine foarte, foarte frumos. Acest colier l-am primit de la doamna Claudia de pe Cupul de Croitorese și îmi este foarte drag, doar că fiind aici plajă și având activități pe apă, n-am putut să-l port. Astăzi sunt invitată la un interviu, așa că mi-am pus cea mai frumoasă rochie pe care am putut-o eu avea aici și am zis să vă fac un video să vedeți cum a ieșit. Dacă vreți să vedeți, căutați rochia volane. Este din trei volane încrețite. Ca necesar am avut nevoie de 2 metri de material. Aici este un dreptunghi, la spate am făcut totuși o fensă pentru că a târnat foarte mult în jos. Un dreptunghi, capetele este dublat, iar capetele îndoite pentru a face un canal. Am băgat două șireturi, le-am fixat aici la baza decolteului și apoi le-am legat după gât. Mi s-a părut foarte sexy pentru perioada aia în care am făcut-o eu, dar acum mă simt foarte, foarte bine în ea și este ușoară, este de plajă. Aici toată lumea se plimbă desculță, nu avem nevoie nici măcar de șlap. După cum vedeți, sunt cu picioarele goale. Am pus aparatul de filmat într-un palmier, într-un stâlp, de fapt nu este palmier. Astăzi sunt la Liquid Bar, un bar unde clienții hotelului pot să petreacă după ce se închide restaurantul. Așa arată, cu piscină, cu posibilitatea de a lua masa, dar eu n-am avut timp să iau masa aici. Părul îmi zboară în toate direcțiile, doar ce am ieșit de la duș. Am făcut câteva activități acvatice, cum ar fi fly jet-ul. Am ieșit cu picioarele așa din mare, cred că ați văzut voi prin videoclipuri pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok. Și am făcut scuba, deși nu știu să not. Am avut un instructor și m-a scufundat puțin în ocean, am văzut câțiva peștișori, am văzut o pisică de mare, o broască țestoasă, dar de la distanță. Am stat pe paddle, nu știu cum se zice, pe ceva ca cum ar fi snowboard-ul, dar e waterboard, o plachetă, o planșă, și am stat așa în picioare în echilibru câteva minute, nu chiar mult, până am picat în apă. Dar cu flyjet-ul m-am ridicat, am căzut, m-am ridicat, am căzut, am înghițit astăzi apă sărată cât pentru un an întreg. Chiar mă gândeam, zic, pot să fiu bună, bună de pus la conservat, că nu o să mă mai stric la câtă apă sărată am inhalat din oceanul ăsta. Acum să vă arăt un pic și cum arată oceanul și plaja. Și vreau să vă zic că vacanța, chiar dacă a fost de 7 zile, a fost foarte scurtă. Mâine plecăm spre casă și cu siguranță mă voi întoarce încă o dată aici, pentru că a fost foarte frumos. Dacă până acum am fost fan Dominicana, pentru că nu am încercat alt loc, mă uit aici dacă puteți vedea niște crabi, niște pești în apă. Ieri am văzut și un șarpe de mare alb și cu niște dungi negre foarte, foarte frumos. Nu mi-a mai fost frică să mă bag în apă. Deci, cum spuneam, dacă până acum mi-a plăcut Dominicana, ăsta trece deja pe locul întâi. Vă doresc să aveți un început de săptămână minunat, să aveți inspirație la croitorie și fetelor mele cu gala de modă să găsească cât mai repede idei și materiale pentru a-și începe colecția, că noi mai avem aproape 3 săptămâni sau 3 săptămâni și puțin și trebuie să prezentăm colecțiile și niciuna dintre noi nu este gata cu modelele, cu schițele, cu tot ceea ce trebuie. Care a făcut ceva, n-a făcut altă parte. Cred că una dintre ele, Ioana, este cea mai avansată, dar restul încă mai avem de gândit. Să aveți o săptămână minunată și mult spor. Dacă v-a plăcut
puteți inspira și alte prietene să-și facă o rochie ca asta și să puteți să dați un share sau un like.